Auzi, Brenea, Stelule, dar de ce-ți faci brei cruce de fiecare dată la masă? Aolo, adică de ce mă închin adicătele? Aha, păi bă, acum să spun pe aia dreaptă, sigur nimeni nu știe să-i zică pe nume, dar ce? Că vezi tu, asta e o taină, e o taină a fiecăruia în parte. Adică eu, când mi-aduc aminte cu mintea de copil, taică-mi eu, după ce termina de mâncat, înainte să se ridice în capul oaselor, își făcea semnul crucii. Adică își punea pălăria urcăciula de vreme rea, sughița după ce bea o cană mare de apă și pleca în treaba lui. Aha. Și am vrut și eu să-l întreb, na, și eu, cum mă întreb tu pe mine acum, dar mi-era frică, bă, că dacă nu le întrebam ceva ce credea el că e serios, m-altuia așa cu o labă peste ochi, că îl țineam dintreabă cu prostii. Așa că eu nu l-am mai întrebat niciodată. E, și cum a zis ei, mă pomeni în armată că îmi făcui cruce exact cum își făcea taicu, înțelegi? Dar fără să-mi dau seama că mă închinam ca el, ca taicu. Adică că mă întrebară ăilalți zrăcani, de ce îmi fac cruce? Și m-am pierdut o țâră și m-am roșit așa, dar mi-a luat partea niște olteni dai noștri dinspre Craiova, în vale, că ăia era veterani. E, și de atunci mă închin de fiecare dată când termin masa. E, și la fel fac și cu copiii mei și la fel face și tactul, fratii meu de... Că bă, când taicu nu era la masă, de era el plecat pe front, se închina maica în locul lui. Dar de ce mă întrebi? Păi dacă, adică îmi fac și eu cruce când mă ridic de la masă și văd cum se uită ei de nu-i cunosc la mine și nici eu nu știu sigur, na, de ce, dar așa dacă l-am văzut pe tata, aha, păi bă, neică, bă, nu-i băgam bă în seamă, fiecare se închină în felul lui, bă, adică unii mai devreme, alții mai târziu, că vezi tu, asta este o taină, bă. Unii mulțumesc de cele de tu Dumnezeu, alții de frica păcatului, de sănătate, alții de noroc la copii și așa mai departe. Da, taină. Da, bă, taină, bă. Hai, du-te de ea furtunul de scoate niște vin să dăm o țâră de sufletul lui taicu și al lui maica, că tot vorbire îmi dă ei. Taină, da. Taină. Neastelu. Gavril Potro.